două luni înainte de a termina școala, a venit la mine Horia de la Caransebeș și mi-a citit o novelă a lui extraordinară care a schimbat reconstituirea. Am plâns amândoi pentru că mă numeam să vedem și a jurat că voi face eu acest film. Mi-a dat mâna, am plecat liniștit la Brăila, unde făceam primul celălalt, crezând că fac acest film. Când m-am întors înapoi în România după două săptămâni, Horia era palid, zice, ce am dat filmul. Cui l-ai dat? Lupin Tirie. Păi de ce l-ai dat? Păi pentru că directoarea studiului, Lucica Olteanu, o doamnă de atunci, zice, a venit cu Pintirie la mine și, bineînțeles, Horia n-a putut să reziste unei tentative de a da un film unui mare regizor atunci, mă rog, cum era Pintirie. De fapt, făcuse numai de Mica la 6, dar totuși era un regizor foarte important de teatru și, pur și simplu, a dat film. Și deci reconstituirea care trebuia să fac eu clar asta și Horia spune asta după, acum, într-un an de zile, într-un interviu, care e foarte interesant, asta vă ca să știți ce interesant este, în interviul ăla, el timpul se comprimă. Zice așa, trebuia să-l facă Gabrea, dar plecând în Germania, proiectul cu Gabrea a căzut. Eu vreau să vă spun că am plecat în Germania 6 ani după acest eveniment. Deci, în memoria lui, această mică trădare a rămas, dar s-a comprimat în timp și s-a transformat. El nici n-a mințit când a revăzut trebuia să fac eu, dar nu s-a întâmplat atunci. Eu am plecat în Germania după 6 ani de zile de la acest eveniment, care s-a întâmplat în 68. Așa. Și atunci a fost problema ce să fac, ce să facem. Și pentru că studioul vrea să-mi dea un film neapărat, fai să zic că ai strate, lucra la studio, la partea de dramaturgia studiului, mi-a dat un scenariu de Popescu cu primul război. L-am lucrat cu Dinu Tănase, cu care am fost de la început împreună cu el și tocmai ne-a lăsat să lucrăm foarte liber. Atunci am făcut filmul ăla cu niște, nu multe chestii care nu au rămas niciodată. Era inspirat într-un fel de copilul lui Ivan al Tarkovski, dar era cu niște scrivențe onirice extraordinare, se dansa pe focul, pe un foc, un cuptor de vară în Mateiaș. Era o chestie absolut extraordinară. Făcusem foarte, foarte mult abaterea, ca zic așa, de la ideologia scenaristică. Ne-am întâlnit pe culoarele IATC-ului, Institutului de Arte Teatrală Cinematografică, în 65, eram în al doilea an de facultate, el era în al treilea an. Văzuse un film pe 16 mm făcut de mine, ca operator, și a zis, vrei să lucrăm împreună? Da. Și iată, lucrăm de 40 de ani împreună. Ce-i asta? Nu mai dați, domn butonier, nu mai dați. Stânga, pe jur! Pasă legătorul înainte, marș! Distribuția a fost minunată, personajul a fost nemaipomenit. Eu am 43 la picior, dar el mi-a spus prima condiție este, dacă ții seama, să zicem că personajul tău are 48 la picior. E bine, asta sigur că ar fi trebuit să-mi schimbe și mersul, ar fi trebuit să-mi schimbe și caracterul, dar în orice caz s-a hotărât atunci că el poartă greu bocanci în picioare. Și că, în felul ăsta, o scenă sau două le va filma numai în ciorapă. Asta parte din sarea și piperul, ca să zic așa, a acestei definiri. Culcat! Aici! Culcat! Aici! Culcat! Aici! Culcat! Aici! Filmul a fost terminat, a rămas o bună parte din ce am vrut să fac eu. Niște chestii absolut super făcute din Tănase. Este unde dracu trage mitraliera aia. Am înțeles. Nu mai văd! Nu mai văd! Unde sunteți? Unde sunteți? Și am plecat cu el. A fost scos la Locan, a primit premiul la Locan și l-am umblat peste tot. Am umblat foarte multe festivaluri, a fost premiat la Mannheim și a fost și la Kenzen de realizator. Următorul film, lucram la el, nu i-am găsit cu ce să fac și am plecat în străinătate la Paris, hotărât să nu mai întorc. Cu o viză pe 6 luni era viza asta, dar mă rog. Și am stat 6 luni la Paris, și era o perioadă la Paris în care filmele erau cam plicticoase. Singurul film mai asaltat era ăsta, Woodstock. Restul nu erau filme grozave și eram foarte decepționat de ce văd acolo și vă simțeam așa. Când să mi se termine, ca să zic așa,
viza și să trebuie să mă întorc și au o tăierea fatală, ori mă întorc, ori rămân, a venit la Paris pentru un mare mic cinematograf în cadierul latin, se cheamă în Rue Saint-André-Lézard, un cinematograf foarte mic, a venit Rubiova lui Tarkovski. Și am fost la Rubiov și am căzut absolutamente șocat, am fost lovit ca de un trăsnet și am zis nu, trebuie să mă întorc acasă, că numai acolo pot să fac ceva dacă e de făcut. Hai, trage Ioane! Hai, nu vă lăsați! Plecați! Plecați de la mașinilor! A fost un film care l-am ținut cel mai mult la el din viața mea, la care l-am făcut. A fost un film făcut cu multă dragoste, multă pasiune, cu multe aventuri. Foarte complicat, foarte greu. Am filmat un an întreg, am filmat în 2 ani film. Un an am filmat la Brăila, în zona Brăilei complex, am stat închis și în anul următor am filmat în București, la Buftea. Am avut noroc extraordinar, pentru că eu am avut un noroc în materie de vreme la filmele mele, care chiar vă spun că e un noroc că nu se poate explica, cred că e ceva special, nu e științific explicabil. De exemplu, să vă dau un exemplu, de povestesc, să vă dau una, mi se pare foarte important. La Prea Mic aveam o secvență care țineam foarte mult la ea și Dino și eu, secvența cu soldații cu căștile când îi împușcă nemții în zăpadă. Și eram la Sinaia pe 15 martie și era nici pic de zăpadă, era seara înainte de filmare. Era mizerabilă vremea și eram așa de triști pentru că a fost o secvență absolutamente fără niciun haz. O vreme de noiembrie, nici măcar soare, nici lumină, era o mizerie. Și am băut vodcă cu Dinu cât am putut și când ne-am culcat la 3 dimineața. Și la 7 jumate când ne-am sculat, era zăpadă de jumătate de metru. La dincolo de nisipul rămăsese secvența, celebra secvență cu aruncarea crucii în apă. Așa, aia ne-a purtat filma la Brăila, că n-a fost gheață. Și atunci am zis, hai să facem la București. Dom'le, și-a înghețat lacul Buftea, odată, dar 25 de ani, a înghețat Buftea Bocnă și am putut mai secvența acolo. După ce construiesc toate decorurile alea, vă dați seama ce nebunie, am construit decorurile alea, dar nici tine o să înghețe apa. Și am zis, dom'le, hai să facem noi ceva, să arătăm că nu știu cum, nu știu ce, și-a înghețat apa. Deci a avut noroc cu materie de vreme, dar nu cu materie de politică. După ce a fost terminat filmul, a fost văzut de oficialități, atunci era Dumitru Popescu, Dumnezeu care se ocupa, a avut niște observații, a schimbat niște chestii în final. Dincolo de nisipuri, poate chiar cel mai frumos al nostru în perioada anilor 70, din păcate un film cu mari probleme, cu o cenzură diabolică care s-a abătut asupra lui. Trebuia să avem premiera și în ziua premierei filmul a fost scos de pe ecran. Adică n-a mai avut premiera în ziua aia. S-a mai durat încă un an de zile până când Dumitru Popescu a scris un alt comentariu, a reinventat un personaj și așa mai departe. Am și filmat. S-a schimbat finalul filmului. Filmul a fost scris cu ideea să joace Toma Caragiu în el. Toma Caragiu, înainte de filmare cu 2 zile, mi-a spus că nu mai poate, că trebuia să intre revizorul Pintilie. Și l-am pierdut pe Toma și l-am luat, care am fost foarte mulțumit, dar era altfel decât Eusebiu, Mici Albulescu. A avut lucru foarte bun, excelent, dar nu era cum gândisem eu povestirea. Am trebuit să o schimb. În ce-i tot tras că trage așa de bine? În oameni. Și tu ai fața albă, ca taică tu, față de necat. Am lăsat duș în ispită. Ne-a înșelat Marin Doanca, administratorul. Știi ce e Dobrogea? Un bulgăre de vară amestecat cu sare. Acolo urlă câinii mai rău ca la turci în Anatolia. Toate urlă. Dar mai ales mare. Un film minunat. Am avut ocazia cu alt prilej nefericit. Care v-a zis că Mare Fănuș Neagu, televiziunea română, până-i pusă masă,
programează acum câteva serii dincolo de nisipuri, nu știa nimeni. Eu mă ajută Dumnezeu cum m-a mai ajutat de câteva ori în viață și apăs pe un buton. Ia uite, uite-l pe George, uite-l pe Lițulescu, uite-l pe mine, uite-l pe Gina Patrichi, uite-l pe ăla, uite-o pe aia. Dar nici ăla nu mai e, dar nici aia nu mai e. E cumplit când vezi filme mai de mult sau asculti la radio emisiuni de teatru radiofonie mai de mult și îți dai seama că Dumnezeu, ești cam singur. Domnul Doancă și fiul domniei sale, domnul Zigu. Stai jos, Ioane. Aici e locul tău. Care va să zică domnul Doancă și domnul Fisu. De ce tremur, camarade? Te-a tras curentul? Toate schimbările lui Popescu, eu l-am acceptat greu. Și când le-am acceptat aceste schimbări la Dumitru Popescu, în sfârșit am găsit de acord și urma să aibă loc premiera în nu știu ce lună trebuia să fie, probabil că februarie, mi se pare, 73 luni. Se afișase la Patria mare de tot, dar nu era cât tâlpul de la Patria, se făceau afișe mari, atunci era, se dea foarte mare importanță filmului românesc și așteptam premiera cu emoții. La aeroport, deci, Violeta Andrei cu soțul și cu alți secretari de partid l-a așteptat pe Nicolae și pe Iana Ceaușescu. Acolo a vorbit cu Popescu, mi-a dat telefonul de care v-am spus, că filmul i-a plăcut foarte tare cu Popescu și că deci noi o să avem mare, mare sprijin mai departe la film, așa. Și eu atunci m-am înflăcărat și i-am vrut să pun pe coliva respectivă încă o bomboană. Și mi-am luat trailerul sub braț și am plecat la televiziune să-l dau ca pe post, că nu se dăduse pe atunci. Eu eram regizor tânăr, începător, nu mi se redau mie foarte multă atenție atunci. Așa. Și la televizor am venit un prieten al meu, redactor, și îl cunoșteam și zice, dăm și mie trailerul ăsta, mâine zice, nu pot să dau trailerul, că mâine toată ziua dăm vizita tovarășului care te vede. Știți cum se redea? Pe noi să până seara vizita lui în Germania, pe unde a fost cu nu știu ce, cu tare, dar l-am rugat foarte mult, eu n-aveam televizor și am plecat acasă. Luni de dimineață când am ajuns la Consiliul de Cultură și Artă ca să iau niște invitații pentru premieră, toată lumea era palidă, disperată, filmul a fost întrerupt. Ceaușescu a văzut, se pare filmul, a cerut să-l vadă în duminică seara la casă și el a interzis. Am venit, Dadă Betină. Ioane, de acum poți să rămâi în casa noastră, nu ca slugă. Să nu mai umbli haihui prin lume. Dar cu povestea veche, cum rămâne? Care poveste? Cu moartea tatei. Berechet a fost și el amestecat. Cine ți-a spus? Magaie. A aflat de la un jandarm din Râmnic. Mie de ce nu vrei să-mi spui nimic, Dadă Betină? S-au schimbat lucruri importante în comentariu, foarte importante. De exemplu, erou principal, dacă știți romanul, face o crimă din dragoste și este omorât din dragoste de soțul respectivului iubitei sale. La mine era un erou, se transforma în comentariu într-un erou comunist omorât de nu știu ce. Deci niște chestii care mie atunci mi s-au părut, asta e foarte interesant, că pot salva filmul într-un fel. Și l-au fi salvat, că altfel n-ar fi existat niciodată. Dar acum, a văzut după 20 de ani de zile sau 30 de ani de atunci, mi se pare că strică filmul Crăstor și că sunt o oroare. Și dacă o reușesc să pun la cale o refacere, o să refac banda sonoră așa cum a fost original. Dar asta e în dorința mea. Este partidul unii sau clase muncitoare! Da, de tine! Filmul a avut niște cronici absolut extraordinare de la început, entuziaste, absolut extraordinare. Și n-am mai apucat să scrie Scânteia. Scânteia a scris după două săptămâni și am înjurat, dar nu mai a contat. A apărut și chiar și Eugen Barbu, în săptămâna care era cunoscut, că nu era foarte drăgălaș. A scris laudativ despre film, România Liberă, oameni, era un entuziasm. Dar eu erau hotărât să plec, pentru că mi-era foarte clar că dacă Ceaușescu m-a avut în vizir personal cu filmul, eu nu voi avea cum să mai descurc în următorii ani, decât dacă aș fi făcut compromisuri cumplite și așa mai departe, și, sau nu știu dacă aș putea rezista unei presiuni de 20 de ani, cât a durat Ceaușescu. Și atunci am zis unde am plecat. Cum am ajuns acolo și am prezentat filmul a fost luat în concurs, în primul rând. A fost luat în concurs oficial la Cannes, și atunci deja făcusem planul să vin cu actrițele, cu actorii, să ne urcăm pe coborul roșu și să mă tot tai, să plec.
În ultima zi a selecționării pentru concurs, filmul a fost scos din concurs și la ultimul dea Kenzen realizator, așa. La care România au zis, domne, nu, la Kenzen nu mai vrem să meargă filmul. Le trageți-l din Kenzen. Eu care știam că e ultima șansă cu gândurile mele să se vadă filmul, nu l-am retras. A fost un mic scandal de presă, a venit cineva din România să scoată filmul, voi a zis că fac scandal la presă și filmul a venit și s-a rulat în Kenzen. După care eu am plecat în Germania. Zehn Brüdersänen mir gewesen, haben mir gehandelt mit Lein. Einer ist von uns gestorben, Sänen mir geblieben, nein. Nein, Brüdersänen mir gewesen, haben mir gehandelt mit Fracht. Einer ist von uns gestorben, Sänen mir geblieben, acht. In Germania există un sistem de subvenții care sunt așa de financiare, care se returnează în proporția dată și este o obiecție culturală care este mai mică ca valoare și care se acordă pe subiecte și teme culturale. Și am avut această subvenție culturală pentru că a avut noroc următor, că în comisia respectivă a fost un ziarist care văzuse prea mic la Cannes și cumpărătorul de filme de la CDF care văzuse prea mic la Cannes. Și mi-a dat premiul, mi-a dat 250.000 de mărci, iar CDF-ul a plusat cumpărând filmul într-o precumpărare tot cu 250.000 de mărci. Înaintea se face. Și atunci eu aveam 500.000 de mărci în buzunar deodată. Cu acești bani mi-am căutat un partener pentru încă 500.000 și am făcut Mântă de Meiacup cu 1.000.000 de mărci filmat în Portugalia. Am fost la multe festivaluri și a deschis festivalul filmului evreiesc din America în 82 la Kennedy Center în Washington și am condus festivalul ăsta în vreo 10 țări. Am fost cu filmul ăsta și la Madrid și la Moscova și la Paris și peste tot în acest cadru festivalului. Mi-a adus prieteni foarte mulți. Eu am petrenit cu Werner Herzog, pentru că eram întrebător vecin și ne-am petrenit foarte tare cu Werner Herzog. De-aia am făcut doctoratul după Werner și când am terminat Iacob, i-am spus, Werner, cine poate să mă ajute în Germania? Și atunci mi-a dat un om extraordinar, care s-a prăbădit din păcate, Laurent Straub, care era un fel de eminență cenușie a noului val german. Era ca un fel de ferment, era de o inteligență sclipitoare, cu un humor debordant și ne-am petrenit și m-a sprijinit și mi-a făcut presa la Iacob. Făcând în presă Iacob, ne-am împrietenit foarte mult și ne vedeam des și la un moment dat, într-o zi, stând la cârciumă, s-a deschis ușa și a intrat Eva Matis îmbrăcată ca Fassbinder. Asta se întâmpla în lunile din 82 după ce murise Fassbinder. Adică a murit Fassbinder, a fost o bombă, a murit foarte tânăr, au fost tot felul de legende, era o legendă ca persoană și ca felul de a trăi și ca felul de a lucra, era un regizor cu o forță extraordinară și intrând Eva Matis îmbrăcată ca Rainer, el a zis, nu eu, el a zis, uite ce înseamnă, ce înseamnă cu Aina. Și asta a fost ideea ca să facem această teză cu acest travesti, cu Eva Matis în rol.
s-a făcut finanțarea la Murăcăieș, care s-a turnat într-un singur decor, din fericire o casă părăsită din München spre Lidă, care se potrivea perfect pentru film. Ideea mea aparține integral, scenariul l-am scris cea mai mare parte eu și ideea filmului este a mea. Și ideea este, dacă ai văzut filmul, este ideea că această frumusețe, care este opera de artă, care gonește mizeria din casa în care trăiau ei și o gonește și o gonește și o invadează frumosul și în același timp tragedia se ascunde înăuntru, și pe motivul real care exista acestei tragedii este motivul că se creează o relație specială între creator și ăștia care manipulează, că un regizor este un mare manipulator. Ok. Ton. Läuft. Camera. Läuft. Bitte. Walter, bitte. Walter, bitte. Danke. Filmul a avut un succes extrem de interesant. A fost în Germania foarte controversat. Jumătate i-a spus că este un film genial, jumătate a spus că e o porcărie. Cum și-a permis Gabriel să se ia de erou nostru național, că Fassbinder era erou național. Deci în Germania a fost două categoric, dar categoric opuse opinii. Primere la Eva la Berlin în ziua deschiderii festivalului de la Berlin, ceea ce este o mare, ca zic, mare curaj și o mare, cum se cheamă, aproape prostie din partea lor, pentru că într-adevăr au venit oameni, dar era Berlinul. Au zis nu ne interesează, au fost antisistem, foarte tare, știi? Și în timp ce în Germania film a fost așa, în America și în țările anglosaxone a avut un succes absolut extraordinar și acum e film de cult și așa mai departe. Deci Eva Matis este extraordinar, la premiul pentru interpretare feminină la premiul european. Rozen Emil, chiar dacă povestea nu este atât de evident, ca să zic așa, ca vaida cu istoria, este o încercare de a reconstitui vechiul Berlin, care este inedită. Acest film, Rozen Emil, am pretenția și nu există altul care să trateze atât de mult Berlinul anilor din Belle Époque. Vizual, în principal. Pentru că m-a interesat și asta, să reface Berlinul acelor ani. Și este ultima filmare cu 3.000 de oameni între Brandenburgător și castelul berlinez de la Podușincă. Este refacerea Berlinului integral așa cum a fost. Și asta am ținut să facă Rozen Emil. Pe fond, unei melodrame, evident că am încercat și eu să fac un film mai popular, un film mai apropiat de, și asta a fost ideea filmului Rozen Emil. Scenograful filmului, Florin Gavrilă, a avut un rol extraordinar în realizarea întregii viziuni scenografice a filmului. A reușit să unească
imaginile remarcabile din Berlin, cu Görlitz, unde s-a filmat multe din exterioare, cu imagini de interior filmate în București. Filmul a luat și premiul CINC pentru scenografie în 1995 la București. Kenzin, gentlemen? La München am văzut, eu deja conduceam un studio de producție al Uniunii Cineaștilor înființat după anii 90 și zic, Radu, vin, o să faci film. Și acum zice, l-am venit în România pentru tine. Da. Și l-am avut pe Radu, a venit Radu și cu studio pe care îl conduceam am făcut prima coproducție cu Vestul, cum ar veni, cu CDF-ul și cu încă vreo două studiouri de producție, inclusiv studioul lui Radu Gabrea de la München, se numea Rozen Emil. Nu avem ce căuta în filmul ăla, să nu se supere Radu de ce spun. Da. El a spus, haide să mai încercăm o dată să mai fim, să mai faci acolo. Eu am făcut școala liceu Sfântul Andrei, am avut ca limbă obligatorie limba germană. Asta acum zeci și zeci de ani. Și m-am lăudat, lasă-te că vorbesc nemțește. Când a fost să vă filmez în nemțește, mi s-a cam împiedicat limba. Și el a spus, dă-o încolo de dreapă, zi-vă românește, că nu contează, că tot e să zici frumos. Și așa, așa s-a întâmplat. Otazei, says the tailor, as he fashions pretty clothes. Otazei, says the tailor, as he sews. Here in New York, in the heart of Manhattan, ended our journey in quest of an extraordinary venture. The meteoric rise, fall and begin of the revival of the Yiddish theater and the story of the life of its founder, Avraham Goldfarb. Eu am studiat foarte, foarte mult iudaismul, mistica iudaică, m-a apropiat foarte mult și mai departe așa, l-am cunoscut foarte bine și a rămas ca permanentă preocupare pentru mine. Când am venit în România și am fost, de exemplu, la festivalul de la Iași, de teatru, de teatru Goldfarb, v-am dat seama ce extraordinar impact a avut acest Goldfarb în teatrul mondial și ce prostie facem noi românii că nu-l pomenim. Noi nu-l, deși era debutat în 1876 în Iași, teatru evresc, teatru iridic din lume s-a născut la Iași, care a urmat apoi marele teatru de pe Second Avenue din New York, care într-un fel este și sursa musicalului american. Noi o ignorăm pentru că îl chema Avraham Goldfarb și nu îl chema George Popescu. Iașiul revine pentru o săptămână la sfârșitul fiecărui octombrie, revine la sursele teatrului evresc care s-au întâmplat aici, la Iași, în urmă cu foarte mulți ani, la 1876 s-au pus bazele primului teatru evresc din lume. Vine lumea la Iași și lumea primește Iașul pentru o săptămână în fiecare an. Pivotul zilei este totdeauna, și al serii desigur, este un spectacol în limba Yiddish, pentru că interesul principal al acestui festival internațional de teatru de la Iași constă în faptul că aici se adună oamenii care țin la moștenirea culturii Yiddish. Eugen Ionescu a fost întrebat în 1975, așa ceva, când devenise, adică ajunsese foarte mare scriitor în Teatrul Absurdului. De ce scrie în franceză și de ce... Și el zice, scriu în franceză pentru că sunt mândru de cultura franceză. Și zice, de ce sunteți mândru de cultura franceză? Pentru că cultura mare, a zis el. Ce înseamnă cultura mare? Păi Ionescu, ce știți ce înseamnă că e cultura mare? Că cei mai mari dramaturgi la ora actuală sunt francezi la ora actuală, sunt Beckett, un irlandez, Adamov, un rus și Ionescu, un român. Și asta susțin și eu. Forța unei culturi este integrarea ei, forța ei de integrare, nu forța ei de eliminare a celorlalte forțe. Când am văzut festivalul teatrului de la Goldfarb, despre teatru de la Iași, am văzut influența lui Goldfarb, mi s-a părut fascinant personajul și am făcut Călătoria lui Goldfarb, filmul. După aceea, la Iași, am cunoscut pe două personalități extraordinare, Eli Strom și Elizabeth Schwarz,
care sunt cântăreți de muzică klezmer. Elizabeth are rude și bunici care vin la Târgu Frumos de lângă Iași. I consider myself doubly blessed, triply blessed. I'm a Jew, I'm a Romanian Jew, and I have some very special Romanian friends here tonight. And Radu and Victoria. This is how you make me feel about Romania. This one's for you. Atunci am descoperit și eu ce importanță are doina în muzica klezmer, că este o muzică care se cântă în toată lumea și la care e bază 75% este doina românească. Nu știe nimeni de chestia asta, tot același motiv, că ea lasă acolo că sunt ei cu cultura lor și noi nu. Ăsta e adevărul. Deci noi avem pierderi imense din cauza asta. Muzica sățească am descoperit-o datorită prietenului meu, Manase Radnev, care a avut ideea filmului, și a lui Horia Andreescu, care a căutat și a găsit-o. E o muzică a unei minorități, o minoritate prezentă, o minoritate care a făcut cultură în țara asta, a avut influență în țara asta. Și mi s-a părut extrem de important să o pun în paralel cu muzica evrească, muzica klezmer, care a fost tot în România, s-a născut, tot aici a fost foarte folosită. Și a pus-o în paralel în cele două filme documentare, care de alea am și prezentat sub forma două lumi cu cântec. Für die städtische Entwicklung Kronstadts hat dies mehrere Folgen letztendlich und vor allem auch für die Schwarze Kirche. Die gotische Bauphase fing mit der Chor an, mit dem Bau des Chores an und das hat man bis zum Mitte des 15. Jahrhunderts wahrscheinlich beendet. Kunstgeschichtlich kann man dieses Chor architektonisch mit dem Sebalduschor in Nürnberg verbinden und auch dem Heiligen Kreuz in Schwäbisch Gmünd. Închiriasem un studio, aveam un asistent care era la butoane și eu trebuia să stau în spate și să spun 3 fotograme la stânga, 3 la dreapta, să mă consult cu domnul. A fost din cauza asta puțin prea anevoios lucru, prea de lungă durată, după care am tras și noi niște concluzii, am înghebat un studio dânsului care există și astăzi și unde din 99, deci am continuat și am montat toate filmele dansului. Colaborarea mea cu domnul Radu Gabrea a început în anul 2001, printr-o întâmplare fericită, aș putea spune. Melania Oproiu, cu care eram coleg la un studio, m-a întrebat dacă am putea încerca să realizăm coloana sonoră la o docudrama. Docudrama se numea Ștruma și era despre povestea încercării de a emigra peste 700 de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. La bordul vasului Struma, 769 de emigranți evrei români, plecați din Constanța cu destinația Palestina, au așteptat aproape 10 săptămâni în portul Buyuk de Re din Istanbul permisiunea fie de a debarca în Turcia, fie de a trece cu vaporul mai departe prin Strâmtori. Struma a fost și un film gânduitor și a fost foarte greu de făcut pentru că nu a existat practic nicio imagine. O singură fotografie despre Struma
Este o fotografie foarte neclară a unui avastru struma în grada portului Istanbul, într-un ziar turcesc al epocii. Asta a fost tot ceea ce este iconografic. Și atunci a trebuit să găsim oameni, să găsim martori, să facem o docudrama înscenând ceva și să combinăm așa fel încât să iasă un film care are foarte mare forță dramaturgică, dramatică. Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne da aprobarea ca emigranții înscriși la Comitetul Alia pentru Plecare, al căror nume vor fi înaintate onorate direcțiuni pe listele noastre, să fie eliberați din taberele de muncă sau din lagăre cu 10 zile înainte de plecarea vasului din portul românesc. So my father paid, I don't know, quite a sum of money so that I get a seat, or I get a place in that vessel that they were organizing. He got permission for me to get out of that labor camp. A fost o tragedie extraordinară și un film cu un dramatism complet. 740 de oameni morți și un singur supraviețuitor. I tell you honestly, even today, I cannot explain why did I survive when everybody else did not. And I still don't have an explanation for it. Într-o discuție a Consiliului de Ministri între Antonescu și ceilalți ministri, îi se raportează la Antonescu așa, vasul Struma se află în portul Constanța și a plecat peste două zile. Și atunci Eugen Cristescu, care, dacă știți, nu știu dacă știți, era șeful Serviciul Secret de Informații al lui Antonescu, SSI-ului, zice tare, în ședință și e stenografiat. Acest vas nu va ajunge niciodată la destinație. Așa zice el. Și Antonescu zice, și ce îți pasă, Dumitrai, de chestia asta? Deci și aici apare, s-a putut ca să fost și mâna românească. S-a putut să fie și mâna englezească. Pentru că tragedia a fost că în momentul plecării din București, cu trenul de la gara de est, România nu era în război cu Anglia, deci erau cetățenii unei țări neutre. Peste noapte, Antonescu a declarat război Angliei și Statelor Unite ale Americii și când au ajuns în Constanța, călătorii vasului erau cetățenii unui strat inamic pentru Anglia. Și atunci Anglia probabil că s-a temut să fie spion și având influență la Constantinopol, a determinat să rămână vas în port și așa mai departe. Bun! Deci trebuia să vă băgați în stac, vă zic, hop! Și să nu mișcați, domnule! Eu sunt vă întâlnesc și vă acasă, acum ne barricadăm și ne mităm după ajutoare! Ești mulțumit acum cu teoriile tale tâmpite. M-ai făcut de râs și pe mine și pe băiat. Am încercat. Trebuia să încerc o dată. Ai încercat? Ți-am spus că nu iasă nimic din asta. Nu e un copil care trebuie scos în lume. Nu mai vreau să-l țin ascuns! Să aibă o viață normală, ca un copil normal. Ce-o fi în capul tău? E handicapat. Să se obișnuiască cu asta, să iasă în lume ca toți copiii. În lumea asta de căcat nu mi-ajunge mie. Îi fac eu lumea lui aici, aici cu noi. Să-l minți tu tot timpul. Cu ce să-l mint? Cu coco și cu cinta și cu toate prostii. Ești tale. Nebună, nebună de legat. E un loc. Așa mi l-a dat Dumnezeu, e copilul nostru. Să nu te mai prind că ești cu el, că nu știu ce-ți fac. Noro a fost prima colaborare profesională și a fost un lucru foarte special pentru că lucram cu un copil cu un handicap. Scenariu foarte frumos, dar la vremea respectivă, deci era anii 2000, începutul anilor 2000, 2001, cred că așa, chiar 2000 cred că era. Avea Teddy Necula, care acum este student la regie, avea atunci 12 ani și era un copil adorabil. Înainte de a-l cunoaște pe Teddy, am citit, bineînțeles, scenariul, care oricum mi s-a părut foarte dificil. Am făcut tot felul de cercetări în locuri din astea unde existau copii cu handicap până când am reușit să-l găsim pe Teddy. M-am înțeles foarte bine cu Dorel Vișan. A fost prima colaborare și cu Dorel ca partener. Și împreună am vizitat foarte multe centre din astea și în București și în Cluj cu copii cu probleme. Așa, acum
Așa. Și piciorul. Da. Așa. Bravo. Op. Așa. Bravo. Coboară bărbații! Și... A avut o mare bucurie filmul Noro, pentru că, iată, Noro, pe lângă film însăși, a schimbat viața unui om, ceea ce mi se pare foarte extraordinar. Eroul nostru din Noro a ajuns coleg cu voi, a ajuns un regizor de film foarte bun. Es war ein heißer Sommertag. Unsere Klasse, die Quarte der deutschen Schule in Foggerasch, sollte an diesem Tag bei uns zu Hause Exitus, das Abschlussfest von der Schule, feiern. Am citit romanul lui Schlarmer, Cocoșul de Capital, care mi s-a părut extraordinar de interesant, și am mutat și am reușit să obțin dreptul acestui roman. Am obținut dreptul la romanul lui Schlarmer și cum am putut să pun pe picioare o coproducție mare, pentru că mi-a fost foarte scump, cu Germania, Austria, Ungaria și România, patru țări care au contribuit la acest film. Și am făcut Cocoșul de Capital. În Friedmann haben die Grünhemden heute ein Schaufenster eingeworfen und in Schäßburg wurde ein jüdischer Kaufmann auf der Straße verprügelt. Nur weil Sie jetzt an der Regierung sind, werden Sie keine zivilisierten Menschen. Zwei. Was redet ihr? Bei euch verfallen doch auch die Sitten. Dieser Freund von Felix ist zwar hübsch wie eine ungarische Pfarrerstochter, aber leider nur der Sohn vom Rauf von Kerr. Ein Freund von Felix ist auch ein Freund der Familie. Unser Vater besorgt uns immer, dass dann ein Glück von dem Adventskranz. Die Auswahl an Spielkameraden, die er hier hat, ist nicht sonderlich groß. Na, wenigstens ist er kein Jude. Der Führer hat Juden unter Kuratel gestellt. Der findet am Ende schon noch eine Lösung und tausend Vegetante. David, care l-a jucat pe Felix, foarte bun actor, un actor extraordinar. Mi-aduc aminte cum se concentra, ce frumos se concentra și la un moment dat el s-a îmbolnăvit spre sfârșitul filmărilor și a fost ceva foarte... era grav, pentru că ar fi trebuit să întrerupem filmările, ceea ce însemna pierdere de bani foarte mult. Și știu că am fost la el, la pensiunea în care stătea el, am fost și l-am dădăcit și l-am ajutat. Era rău, săracul, așa era ca un copil. Era copil, avea 20 de ani atunci, cred. Însă a reușit să ducă filmul până la capăt, chiar așa, cu problemele care le-a avut, probleme de spate, că a intrat în Olt pe frig, a intrat în Olt, s-au scăldat și nu era foarte cald afară, film de vară, făcut mai septembrie, deja în Făgăraș, e foarte frig în perioada aia. Mein Bruder, er war schon immer komisch. Wir baden jetzt. Ich habe keine Badehose. Macht nix, ich auch nicht. Baden wir nackt? Wir sind ja schon konfirmiert. Ich nicht. Na, dann musst du natürlich draußen bleiben. Kann das sein, dass du ein Feigling bist? Felix Goldschmidt aus Foggerasch ist ein eingezogener Feigling! 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 Felix ist ein Feigling! 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 Alpha! 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 Hier bin ich! Na, wolltest du mich nicht retten, mein Held? N-a fost foarte bine apreciat în momentul când a ieșit în România, pentru că este un val acum de critici care sunt, face sunt tineri și nu văd bine decât filmele mele, filmele tineretului, ori sunt critici în vârstă care, cum să spun, din simplu conformism de a se apropia de generația tânără și a fi încă în vog, nu analizează.
Aufräume, mein Großeltern. Ich meine übermorgen. Und übermorgen. Und übermorgen. Und Fliegeralarm. Wir sind Russen übergelaufen. Jetzt führen wir Krieg gegen die Deutschen. Alle in den Bunker. Kommt, schnell! Hier, die Gaswaffen! Hey. Los, komm! Atunci când montez filmele din Suez, sunt foarte concentrată pe emoția pe care trebuie să o capete filmul și să o redea spectatorului. Din punctul meu de vedere și evident și al dânsului, că de asta ne-am potrivit, este un lucru esențial la un film. În afară de poveste, în afară de structura de a povesti. Eu sunt foarte bucuros de filmul ăla pentru că e un film cald, cu poveste și așa mai departe și arată în primul rând și în primul rând, la societatea săsească din România care a dispărut complet, societatea care a dispărut și filmul se întoarce, la, dacă zic așa, la preocupările mele pentru istorie. Nun wissen wir, wie Sie Offizier geworden sind, aber was gibt es denn über den Zivilisten Malaparte zu erzählen? Was soll ich Ihnen sagen? Ich bin nicht verheiratet, ich bin 24 Jahre alt. Bitte? Nein, ich bin 42 Jahre alt, entschuldigen Sie. Din nou, un scenariu excelent scris de Răzvan Adulescu și Alexandru Baciu, care povestește un eveniment pe care România îl ascunde cu înverșunare și în ziua de astăzi. Nu recunosc lucruri care sunt absolutamente indubitabile, indubitabile. Ultimele acte apărute acum, care au fost descropate și apărute într-o carte la Cluj, documentele din Oberkommando Wehrmacht și ale Ministerului de Externe German în legătură cu Iașu, dovedesc fără tăgadă că România au fost cei care au organizat programul de la Iași. Mi-a plăcut foarte tare din start scenariul, pentru că poate că ai să râzi. Eu i-am zis asta lui Gabrea înainte să începem filmările. I-am spus, nu cred că pot să fac curți eu la parte. Mă interesează, înțeleg că mă chemați a treia oară sau a patra oară ca să, și mă puneți să învăț. Dar credeți că pot să fac asta? Da, pot să fac asta. Și zic, pe mine mă interesează două roluri. Curțiu mare parte, dacă dumneavoastră credeți că pot să-l fac, sau Gruber, care însemna o zi de filmare și care era foarte puternic. Buongiorno. Curțiu mare parte, piacere di conoscerla. Dottor Josef Gruber, prego. Grazie. După postproducție, povestea cu schimbarea vocii, știi? Erau câteva locuri în care se simțea faptul că nu sunt nativ și accentul meu mă trăda. Dar era ok, era bine. Am văzut filmul și în varianta cu vocea mea originală și după aia și cu vocea schimbată. Și m-am obișnuit repede. Pentru că inițial când am auzit altă voce a fost super ciudat. A fost ca în filmele alea străvechi, da, în care... am văzut un film cu taică-meu care era dublat de Hamza Pelea, pentru că regizorul a zis că taică-meu are o voce prea subțire. Și mi se părea foarte ciudat. Era un film cu haiduci, știi? În care efectiv post-sincronul a fost făcut de Hamza Pelea. Și foarte, foarte ciudate artificiile astea pe care le făceau ei odinioară. Să-mi la parte, v-ați mază el. Domnule comandant, permiteți să raportez. I-am spus că sunteți ocupați și nu puteți primi. Bine, bine, cum zic, Harai. Ieși afară, închide ușa.
Man gelangt schwer zu Ihnen. Sehr, sehr falsch, Donner. Remur grele. Heißt diesmal? Einen Moment, ich soll mit diesen Herrschaften fertig werden, ja? Danke. Ja, tschüss, tschüss. Începem acum să începem. Declarație. Subsemnatul Gradu Vlădescu Miron în ziua de emisiune de deplasare în comuna Sculeni, plasa Sculeni, cu atâția soldați în subzistență, trece numărul ordinului. Ce dracu, mă, Vlădescu, vă învăț eu să dați declarații? Scrie bine, cu detalii. Cum ați intrat în conac? Cum ți-ai încartiruit oamenii? Cum au început vandalismele? Vreau detalii. Care-i dobitocul ăla care a spart vitrina cu argintărie? Care-i idiotul care a spart cu berbecele pintița? Și să scoți din ordinul comandantului Lupu. Că nu Lupu s-a îmbătat ca porci, ci voi! Am înțeles. Hai un moment, uite. Și după ce o scrii, eu dai de model și lui Strajnic și lui Mavrichi și lui Pizdamani. Să nu spuneți mie, coca, dacă nu vă iau și vă stoarc, vin vă fac, mă! Treci și scrie. Aici, că n-am terminat, stai jos și scrie. Nu știam de scenariul călătoria lui Gruber, mi-a povestit Radu de el și a urmat această perioadă de repetiții, care mi-a plăcut enorm, a lucrat așa cum se lucrează în cinematografia mare, hollywoodiană, pe un subiect istoric, unde îți studiezi ținuta, rostirea, jocul actorului. Am creat cu și sub îndrumarea lui Radu Gabrea un caracter. Am fost onorat că am fost invitat într-un film de epocă. Un altro problema con italiani, come si dice, bonuri de benzina. Dili quello che t'hanno detto. Dacă nu sunt valabile. Eu le-am zis, voi le-ați dat. Ce mi-e că alimentez la pompă, ce mi-e că alimentez la voi? Era un maestru militar, ci că nu merg cupoanele aici. Bă, voi ați nebunit cu toții? Tu cine dracu ești, mă? E un bel, un bravo ragazzo, il mio autista. Lei può telefonare e dirgli di farci accettare gli italiani. Oh, meglio di no, lascia stare. Faremo benzina sulla strada. Grazie, caro. Ce Dumnezeu mă tivorăște cu mine, mă? Forse am pierd mințișoarele aici? De unde dracu să-ți dau eu, mă, benzină? Ce, mă, pici benzina? Mă futeți la cap cu Gruber ăsta? Mă apuc acum să caut în arhive liste și nume de jidan ca să semnez căcatul ăsta? Mie mi-ar fi plăcut foarte mult și rolul pe care l-a făcut Claudiu Blănț, ofițerul român Nicolescu. I-a ieșit un rol excepțional lui Claudiu, extraordinar. La un moment dat, domnul Gabra mi-a spus că aș putea face ori unul, ori altul. Nu era decis încă să da asupra distribuției, dar dat fiind de limba italiană, s-a decis până la urmă. Și l-am jucat eu pe Sartori și restul distribuției. A fost o încercare, pentru că este... La început m-a păcălit. A spus că e în italiană rolul. Ca la 2-3 zile înainte de începerea filmărilor, să-mi spună, știi că prea în italiană, era un actor, Udo Schreck, care juca ofițerul german, Claudiu vorbea și el germana, zice ăsta pentru că era aliat și consul italian ar trebui să știe și germană. El, Sanchi, eu care nu știam, zic, dar de ce nu știu el alții italiană? Că dacă erau aliați, ar fi putut să știe mai repede italiană și românul și neamțul, să zic. Mă rog, ce pot să vă spun e că m-am chinuit îngrozitor pentru că a trebuit să învăț o parte din rol în germană. Ich habe vom Fahrer verstanden, erstickt. Was genau ist passiert? Hat ein Glas Wasser getrunken und hat über... Ich habe ihm ein wenig Cognac gegeben, da hat sich besser gefühlt. Hat irgendeine Allergie. Hören Sie mich? Mein Name ist Angel Paul. Und ich bin Arzt. Der Herr spricht Deutsch? Ja, ja. Auch Italienisch. Ist Italiener. Ah, è italiano. Riuscite a respirare a volontà? Quando sono apparsi i primi sintomi? In Grecia, 4 giorni fa. Am propus o chestie în felul următor. Am zis, bun, deci el este medicul, personajul meu, doctorul Angel, parcă se numea, este medicul legației italiene, deci vorbește în italiană. Și facem în felul următor. Cu italienii vorbește în italiană, cu românul care era șoferul în română și cu neamțul în germană. Totul a fost mult mai colorat. Nu pare că este atât de mare efortul, el a fost, dar
Lucrul important pe care vreau să-l spun acum și îl și spun este că domnul Gabrea, nu numai că a înțeles demersul meu și subtextul și substratul, dar a fost și de acord și a fost chiar încântat. Mamă, dar ce pute aici! C'è una puzza tremenda! Non sento niente. A chi chiediamo? Di là. Papa. Stai! In apa. Stai! Apa. Stai! Apa. Stai per loc! Stai! Stai per loc! Ce? Hai, înapoi! Wir haben ein Rückholbefehl für einen Josef Gruber. Domnul spune să ne spui ce vagon e Gruber ăsta de care zice și să-l scoți că avem mandat. Azi nu se deschide niciun vagon, e ordin. N-ai înțeles, avem aici ordin de la comandamentul armatei să deschizi vagoanele, să scoți pe Gruber. Am ordin de la domnul locotenent, vorbiți cu el. Consulul german din Iași a scris zilnic rapoarte secrete către misiuni de externe în Germania și aceste rapoarte au apărut în această carte. Că dea seama că erau aparte secrete și nu trebuia să mintă. Consul spune adevărul. Spune clar, domne, nu am fost. Nu au fost, nu pentru că au fost foarte buni sau pentru că pur și simplu nu îi interesa o dată la mână, doi la mână interesa să fie în spatele frontului liniște, pentru că era frontul la 100 de km spre est, pe Basarabia. Deci nu vreau scandal. Deci a fost o chestie românească cu multe explicații psihologice și ar fi foarte bine dacă ne-am ocupat serios de analizat de ce a fost așa, decât să tot ține mațugaia că Radu Gabrea salvează nemții și alte tâmpenii de-astea de 3 lei. Ororile sunt mult mai puternice, așa cum arată în filmul Gruber, decât dacă le-aș fi arătat direct, mai ales că sunt o avalanșă de imagini de violență în legătură cu tema Holocaustului, care au fost deja într-un fel demonetizate. Așa cum se arată în film și sunt bucuros că am făcut ca scenariu și că am respectat asta, deși a fost tentat să deschid vagoanele, ca să zic așa, este mult mai puternic și filmul a avut foarte mult succes din cauza asta. Dragi prieteni, nu o să spun decât două cuvinte, mă bucur foarte, foarte mult că sunteți astă seară la un film care sper să vă intereseze și să vă emoționeze cu aceeași măsură în care a fost dragostea cu care l-am făcut eu și interesul foarte mare pentru el. În sfârșit, domnul Goldschmidt, de mult te căutăm. Bine te-am găsit. Hai să mergem la noi. Domnul și Roșia a fost următoarea în ecranizare după Eginhard Schlattner.
De-a-te-a-te este un roman care m-a interesat pentru că este și într-un fel autobiografic. Un roman despre anchetele securității în anii stalinismului, anii 58 în România, 56-58 în România. Eu fiind implicat și eu în aceste momente acolo, nu în măsura în care a fost implicat și la fel, am cunoscut din interior această viață și m-a interesat foarte tare să o pun în film. E o greșeală! Nu mă lăsați aici! Aici sunt niște... E o greșeală! Noi ne-am cunoscut prima oară, sau eu l-am cunoscut pe domnul Gabrea, acum 4 ani, când încă începea să filmeze la Cocoșul Decapitat. Am venit la o probă și inițial trebuia să joc și în acel film, dar din motive obiective nu s-a ajuns la asta. Și cumva a rămas în aer că vom lucra împreună la următorul, care a fost Mănuși Roșii, sau Mănușile Roșii. Și în 2007, final de 2007, început de 2008, am început discuțiile, textul, am citit romanul, am avut foarte mult timp să mă pregătesc pentru acest rol și asta a fost foarte bine. Și este un film în care elementele de cotidian din închisoare sunt din experiența proprie. Povestea, evident, a lui Schlarner. Mișa! Mișca! Stai! Mișca! Stai! La stânga! Intră! Stai! Câte ușele? Sie können die Brille abnehmen. Nehmen Sie einen Platz. Bitte, bitte. Ich denke, es ist sehr wichtig, solche Geschichten immer wieder zu erzählen, weil wir alle vergessen schnell. Auch wir, die wir erlebt haben, sehen die Vergangenheit unterschiedlich. Der eine sieht sie so wie ich, der andere, der genauso alt ist wie ich, sieht sie aber ganz anders. Und ihre Generation, also jemand, der heute 20, 25, 30 Jahre ist und niemals erlebt hat, was es für ein Gefühl ist, in einem solchen System leben zu müssen, denn man war wie ein Leibeigener, wie ein Sklave dieses Systems, man gehörte diesem System. So etwas muss man immer wieder versuchen zu vermitteln, damit hoffentlich in der Zukunft so etwas nicht noch einmal geschieht. Când o să pleci de aici, o să fii ca nou, înțeleg? Dar trebuie să înveți ceva, așa că nu ne mai menaja nici pe noi, nu te mai menaja nici pe tine, da? Zi, mă, fii bărbat de onoare și zi, zi, zi. Ia lasă, că ne povestește, ia zi. Nu m-a interesat să arăt un trădător, un scriitor trădător, pentru că, nu știu, dar mi s-a părut mult mai interesant să arăt cum a ajuns scriitorul ăsta trădător și cum a fost transformat dintr-un om normal să ajungă să își trădeze prietenii. Și ăsta e subiectul filmului. Domnule Maior? Să veniți. Tot! Să le spui tot, bă! Sioristule! Ah, și-a ajuns. Bravo. Am auzit că nu mai e zi în care să nu cere să lucrați. Despre spionul ăla aveți germană, Inzul, puter, cum îi zice. A scris destul de bine, mi-a plăcut. Aveți de tradus niște texte aici, da? Literatură... Iertați-mă, mi s-a părut că l-am văzut pe domnul Maior. Ce ai văzut? Domnul Maior Blau. Tu n-ai văzut nimic, ai înțeles? I-am văzut filmele făcute înainte de a pleca din țară. I-am văzut filmele făcute
cât timp a fost în exil, a fost și rămâne un mare regizor de film. Pentru România este extrem de important de asemenea și ce a reușit dânsul să facă în contextul cinematografiei, să o introducă în sistemul Eurimaj, să structureze legea cinematografiei după principiile europene. Filmele domnului Gabrea, din punct de vedere al coloanei sonore și al sound design-ului, au o delicatețe, o delicatețe aparte, aș putea spune. Am avut șansa de-a lungul timpului să lucrez cu mulți regizori din noul și din vechiul val și mi-aș dori foarte mult ca colaborarea mea cu domnul Gabrea să meargă mai departe. Oh God, nein, nu, nu vă permit, de data asta nu vă permit, nu vă permit, anii ăia de acolo i-au distrus sănătatea, i-au distrus nervii, ne-au distrus pe toți. Vă rog, vă rog frumos, hai. Are nevoie de îngrijiri medicale. Nu păi luați. Tocmai, tovarășa, noi știm că dumneavoastră ați trimis o scrisoare doctorului Șeitan. Din păcate, la clinica dumnealui nu mai sunt locuri libere și nici nu era locul cel mai potrivit pentru fiul dumneavoastră. Unde se poate vindeca? Îl ducem noi, doamnă, la o clinică universitară, stați liniștită. Și încă ceva, oficial n-aveți voie să vorbiți cu nimeni. Fiul dumneavoastră lucrează ca topograf, pe teren. Mi-a plăcut și mie foarte mult scenariul. Această temă a trădării, într-un fel, tratată în felul ăsta, într-un fel, nu justificată, ci explicat mecanismul care duce la asemenea tulburări de comportament din față, în partea unor oameni care sunt mai slabi, din punct emoțional, mai slab, psihic. Filmul a fost primit extraordinar unde a fost cu el, a fost în Brazilia, de exemplu la São Paulo, la festivalul de la São Paulo, unde a fost proiectat în 4 săli arhipline din São Paulo și unul din rezultatele cele mai inedite și ciudate ale acestui turneu a fost că, știți, de obicei o carte lansată și bestseller îi ajută să facă filmul. Aici filmul a ajutat foarte mult unei cărți, pentru că un editor brazilian a văzut filmul, a căutat sursa filmului și a comandat la Viena licența pentru Brazilia, pentru romanul Mușterul și Arășlatner. Deci a fost un efect absolut extraordinar. Și cartea va ieși cu DVD ale filmului când va ieși probabil anul viitor și undeva. Proiectul la naștere văzând o piesă extraordinară pusă de Institutul pentru Cercetarea Crimelor Politice, un institut politic de la Berna și Berlin, care a ales să facă procesul lui Ceaușescu reenactment, adică să re-însceneze exact așa cum a fost și l-a făcut cu actori români. Am văzut spectacolul la București, care a avut 4 spectacole, l-am văzut la Berlin, l-am văzut. A avut succes extraordinar peste tot și acolo apare un cuplu. Țică Cojocaru, de Constantin Cojocaru și Victoria Cociaș, care joacă pe cei doi, care mi s-a părut extraordinar de mine să-i pot să fac ceva cu ei. Am jucat acolo împreună cu domnul Cojocaru. Acolo ne-a văzut domnul Gabrea, în cuplu Elena și Nicolae Ceaușescu. Și s-a gândit că ar putea face filmul după ce a luat legătura și cu domnul Cartianu, care deja era pe cale să scrie cartea despre moartea ceaușeștilor ultimile lor zile și așa s-au legat lucrurile. Și atunci am citit, a avut ulterior cartea lui Grigore Cartianu, care este extraordinar de interesantă, despre ultimele momente din viața lui Ceaușescu,
nu cele cunoscute public. Adică pe mine nu ne interesează în acest film ceea ce nu știe publicul deloc. Ce s-a întâmplat cu cei doi de când au părăsit CC-ul cu elicopterul până când au fost împușcați? Acțiune! Și asta e perioada de care se ocupă filmul. Este o docudrama, sunt cei doi, sunt alți actori care apar, diversi ofițeri care i-au prins, care i-au păzit, care i-au ferit și așa mai departe, și diverse interviuri cu cam toți participanții importanți în acest moment, plus jurnalele de televiziune, pentru că filmul va fi punctat temporal de știrile din TVR de atunci. Tovarășe secretar general, să trăiți. Avem sus pe terasă un elicopter, un tofan. Face geamul care se deschide. Dă-ți treabă cu arma! Dă-ți cu arma, că te spun! Dă-ți cu arma, că te omoară de aici! Mă, dă-ți cu arma, mă, ce faci! În general, aici lucrul a fost într-o atmosferă de foarte bună înțelegere, calmă și așezată, sigură, fără valuri în plus. Relația cu Victoria a fost o relație foarte bună, verificată și de la piesa cu nemții, da. Victoria Coceș este o actriță cu totul specială din punctul de vedere al relației de lucru, al căldurii umane și a sensibilității artistice care se împletesc extraordinar. Cred că Ceaușescu este un produs și ar trebui să nu ne uităm la Ceaușescu cât la vina celor care l-au produs pe Ceaușescu. Cum a ajuns să fie atât de refazat? Pentru că nu era mental înapoiat. A fost mințit sistematic, permanent. S-au spus știri care nu existau, am studiat documente, ce s-a raportat numai ceea ce nu le enerva. Rumänien, das hat sie geprägt, ihre Zusammenarbeit mit André Heller, mit Eva Mattes, ihre Promotion über Werner Herzog, eine hoffentlich selbst geschriebene Promotion, ihre Lehrtätigkeit in Rumänien, die filmische Rezeption von Werken von Eginald Schlatter, mit der sie so ganz nebenbei einen Beitrag zur deutschsprachigen Literatur, zur Verbreitung der deutschsprachigen Literatur aus Rumänien geleistet haben. România, Germania, România, acestea v-au marcat colaborarea dumneavoastră cu Andrei Heller, cu Eva Mattes, teza de doctorat despre Werner Herzog, pe care sper că ați scris-o personal, activitatea dumneavoastră ca profesor în România, adaptarea cinematografică a operelor lui Eginald Schlattner, prin care ați contribuit, așa, printre altele, la răspândirea literaturii de limbă germană în România. Este o decorație importantă, o decorație care răsplătește meritele deosebite ale unor înalte personalități culturale, germane de regulă, și iată în acest caz un român de origine germană care o vreme a fost regizor de film pe teritoriul Germaniei. Este pentru noi o imensă bucurie, iar acea seară a fost realmente ca un dar al lui Dumnezeu, pentru că extraordinara căldură cu care ambasadorul Germaniei l-a prezentat pe Radu Gabrea, acel laudatio plin de respect, plin de tandrețe, aș spune eu, la un moment dat, dar și de luciditate, a fost pentru noi și un model de oratorie. Berlin,
den 19. November 2010 der Bundespräsident, ich kann es nicht lesen, aber es muss heißen, Christian Wolff. Sunt rare momentele de asemenea bucurie, de răsplată a operei unui artist al României, pentru că de obicei noi uităm să îi omagiem pe oamenii noștri de valoare, concentrându-ne atenția pe false valori, pe miliardari de carton, pe vedete ale unor zone cu totul detestabile ale vieții sociale. Și iată, trebuie ca din afară să vină un semnal ca străinii să-i onoreze pe marii noștri cineaști. Așa că, dar nu pot decât să spun că a fost o sărbătoare cu totul excepțională și am fost fericită pentru fostul meu coleg de facultate și pentru eternul meu prieten Radu Gabre. Vreau să întreb ce e un regizor pentru noastră. Un regizor? Da. Ce înseamnă să fii regizor? Cred că e singurul om care știe filmul. Este singurul cap care cunoaște filmul de la început la sfârșit. Care știe cum trebuie să fie de la început la sfârșit și filmul totdeauna iese așa cum vrea regizorul. Dacă e regizorul bun. Au fost momente când ați vrut să renunțați? Păi nu n-am vrut să renunț niciodată. Asta a fost, n-am vrut să renunț. Niciodată n-am vrut să renunț. Asta e adevărat. A fost foarte greu, dar să renunț n-am vrut niciodată. N-am vrut niciodată să renunț. Că dacă vreau să renunț, vreau să renunț foarte simplu. Care a fost motorul? Faptul că nu vreau să renunț. Ceva a fost, adică? Dom'le, am fost convins că vreau să fac asta și când în momentul m-am apucat de chestia asta, cu disperare am făcut asta și am făcut-o cinstit față de mine însumi.